Un filmuleț realizat de câțiva pescari este difuzat în aceste zile de mai multe instituții media din regiune. Subiectul sunt câteva zeci de pești de diferite specii, morți sau aproape morți, care plutesc pe apa râului Someș. Autorii materialului susțin că operatorul de servicii de apă și canalizare din Baia Mare este de vină. În primul rând, faptul că probele prelevate din zona care este incriminată, la confluența râului Arcu-Lăpușul, atât în zilele de 9 septembrie cât și în cele de 10 septembrie, nu conțin poluanți de natură a periclita calitatea apei și... În timp ce pescarii dau vina pe societatea băimăreană, furnizorul de servicii de apă și canalizare își susține nevinovăția și aduce în apărarea sa mai multe argumente. Pe de o parte. Pe de altă parte, există dovezi de la cele 12 camere de luat vederi care funcționează în permanență la stația de epurare din Baia Mare și din analiza cărora rezultă indubitabil că nu s-au efectuat operațiuni în noaptea de 18-9 septembrie. Al treilea argument ar fi distanța la care s-a produs poluarea. Nu este pentru prima dată când Someșul este poluat, mai multe firme fiind de-a lungul timpului de vină pentru problemele ecologice.